Da, bună ziua! Asociația Promolex prezintă raportul privind finanțarea partidelor politice pentru anul 2019. Acest raport este elaborat în cadrul programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID. Este un raport anual pentru an de referință prin anul 2019. Vreau să amintesc că din anul 2017 Asociația Promolex prezintă rapoarte de monitorizare a finanțelor partidelor, fiind vorba de două ori pe an, fiind vorba de rapoarte în baza raportării semestriale, cât și a celei anuale. Până a trece nemijlocit la expunerea conținutului raportului, aș vrea să ne prezentăm și este vorba despre colega mea, Cornelia Călin, analistă financiară în cadrul Asociației Promolex, programul Monitorizare Procese Democratice, și mie îmi spune Igor Bucătaru, sunt șeful echipei de analiză în cadrul programului, la fel Asociației Promolex. Ce ține nemijlocit de raport, câteva momente aș vrea să începem cu prezentarea metodologiei, câteva aspecte introductive pentru a fi clar cum s-a făcut acest raport, cum a fost elaborat. Și în acest sens, din totalul de 46 de partide care au fost înregistrate la sfârșitul anului 2019 la Agenția Servicii Publice, în cadrul raportului nostru au fost analizate, pe de o parte, partidele care au depus rapoarte privind gestiunea financiară la Comisia Electorală Centrală și, de cealaltă parte, acele partide a căror activitate au fost vizualizate, să putem spune, observate de către monitorii noștri. Câteva cuvinte aici despre rolul monitorilor, rapoartele noastre privind finanțarea partidelor, să zicem, nu se elaborează doar de către echipa centrală. Un rol foarte important și asta și este ideea monitorizării civice, este faptul că ele se elaborează în baza a ceea ce observă monitorii noștri. Am avut câte un monitor în fiecare unitate administrativ teritorială de nivelul 2, care prin acele conform metodologiei au observat ce se întâmplă în teritoriu, au scanat rețelele sociale, au vizitat nemijlocit organizațiile teritoriale și au efectuat interviuri. Ca să fie pentru un fel și clar, dar să arătăm acel volum de informații care a fost prelucrat, acel volum de informații care a fost raportat, sunt prezentate, puteți observa cifrele care le avem, fiind vorba de cele 2389 de formulare privind activitatea promoțională, ori aceasta fiind vorba despre acele formulare care au fost transmise, completate de către monitor, privind activitatea de promovare a partidelor. Este vorba de cele 207 formulare ce prezintă activitățile operaționale, avem în vedere nemijlocit organizarea activităților organizatorice în cadrul formațiunilor politice, a 17 formațiuni, și, de asemenea, au fost completate 197 de grile de interviu în cadrul organizațiilor teritoriale. Toată acest volum de informație a fost prelucrat în cadrul echipei centrale, în speță fiind vorba de analistă financiară, dar, pe lângă aceste rapoarte, au fost analizate, de asemenea, și acele rapoarte care au fost depuse la Comisia Electorală Centrală, fiind vorba de rapoartele semestriale pentru semestrul 1-2019, 42 de partide, precum și acele rapoarte financiare a 20 de partide ce au fost depuse anuale. Tot ce ține de criteriile metodologice, vrem să prezint sau să, pe scurt, să spunem ce am urmărit noi, care au fost obiectivele scrierii acestor rapoarte. Și în acest sens vrem să punem accent pe faptul că s-a dorit și am monitorizat calitatea raportării financiare a partidelor. De asemenea, am reconstituit tabloul general al cheltuielilor partidelor pentru anul 2019 și în acest sens s-a făcut o evaluare a gradului de transparență și corectitudine în reflectarea cheltuielilor. Ori, principiul de bază de care ne-am condus și veți observa atât în prezentare cât și vă invităm să citiți nemijlocit raportul este că, pe de o parte, noi am văzut, am analizat ce s-a raportat oficial la Comisia Electorală Centrală, pe de altă parte, în rezultatul monitorizării civice, am văzut ceea ce este în realitate în teritoriu. Și contrapunând aceste două date și sunt acele rezultate care vor fi prezentate în cele ce urmează. De asemenea, s-a urmărit conformitatea cu norma legală a practicilor de raportare financiară, precum și un rol aparte, la fel va fi expus, privind monitorizarea activității organului mandatat de supraveghere și de control. Scopul final al raportului este de a îmbunătăți practicile existente în domeniu și de a preveni cazurile de încălcare a legislației.
Asta și este ideea, de fiecare dată când prezentăm rapoartele, vrem să venim cu acest mesaj către partide, către organul mandatar, să îmbunătățească situația în domeniu. Și pe final la metodologie vreau să accentuez momentul cu interviurile, ori acesta este specific al raportului prezentat. Noi am intervievat organizațiile teritoriale a partidelor. În același timp, în condițiile specificului pandemic, să spunem așa, noi ne-am străduit și partea metodologiei a fost și intervievarea organizațiilor centrale. Ori nu a fost posibil să ajungem fizic la organizații respective, dar am expediat grilele de interviu, dar cu regret menționăm că niciun partid, nici organizație centrală, să spunem mai degrabă, a partidelor, nu a reacționat la interviu, la grilele de interviu pe care noi le-am expediat. Asta fiind spusele perle metodologice, aș ruga pe colega mea, Cornelia Călin, să ne prezinte concluziile, constatările respectivului raport. Mulțumesc, Igor. Bună ziua încă o dată. Proced direct la informație. Introducerea a fost făcută cu lux de amănunte și s-a vorbit și despre metodologie. Regretăm faptul că organizațiile de partid la nivel central nu au răspuns solicitărilor noastre de acces la informații, acele grile de interviu. Totuși, constatările sunt destul de ample și urmează să vedem în ce constau ele. Începem cu cadrul legal și anume acele modificări ale legii privind partidele politice care au fost aplicate în anul 2019. Asociația Promolex constată cu bucurie modificările aplicate, pentru că în nenumărate rânduri deja ne întâlnim a cincea sau a șasea oară, da? În care prezentăm acest raport privind monitorizarea finanțării. În celelalte rapoarte am menționat acele recomandări, inclusiv micșorarea cuantumurilor anuale ale veniturilor provenite din cotizații și donații, care anterior era 0,3% din veniturile bugetului de stat. Iată, în 2019 a fost schimbat la doar 0,1%. Micșorarea nivelului donațiilor, desigur, din partea persoanelor fizice și juridice, de la 200 și 400 salarii medii pe economie, la doar 6 și 12 salarii medii pe economie. La fel au fost condiționate donațiile din partea funcționarilor publici, din partea persoanelor cu funcții de demnitate publică, astfel încât, la fel, acestea se poată dona doar 10% sau până la 10% din venitul anual al acestora. Însă, acele 10% să nu depășească cele 6 salarii medii pe economie. La fel, a fost prelungită interdicția de recepționare a donațiilor din partea persoanelor juridice care au încheiat contracte de achiziții publice, de lucruri de bunuri, prin extinderea perioadei de interdicție în care acestea au beneficiat de contractele respective, de la un an la 3 ani. Deci dacă o instituție a beneficiat de astfel de contracte de achiziții publice, timp de 3 ani nu are dreptul să facă donații pentru un oarecare partid politic. Iată, aceste îmbunătățiri ale cadrului legal, inclusiv permiterea cetățenilor Republicii Moldova din afara hotarelor țării, care muncesc peste hotare, de a efectua donații pentru partide. Am menționat anterior că era posibil și în campaniile electorale pentru acestea să doneze, deja și pentru partidele politice pot dona până la 3 salarii medii pe economie. Un aspect negativ care l-am observat ține de modificarea cotei procentuale din veniturile bugetului de stat alocate pentru finanțarea partidelor de la 0,2% la 0,1%. Credem că acest cuantum este mic. Analizele noastre anterioare și rapoartele au demonstrat că la 0,2% din veniturile bugetului de stat cuantumul subvențiilor era unul care aducea un echilibru în totalul surselor de finanțare. Pentru că constat, cel puțin era de 40% din totalul surselor de finanțare. Bine, noi am dorit ca să se revină la cele 0,2% din veniturile bugetului de stat. La fel a fost introdus scrutinul prezidențial ca și criteriu nou de alocare a banilor de la stat
pentru partidele politice care participă în alegeri. Anterior erau doar alegerile parlamentare și locale. Iată, din 2019 și scrutinul prezidențial va servi drept un mijloc de obținere a acestor bani publici. Ceea ce ne-a mai bucurat este condiționarea utilizării banilor de la stat pentru încurajarea femeilor și încurajarea tinerilor din cadrul partidelor politice, astfel încât 20% din banii de la stat să fie utilizate de către fiecare partid pentru promovarea femeilor sau pentru finanțarea organizațiilor de femei sau a organizațiilor de tineri. Deci femeile 10%, 20%, tinerii 10%. Organul de supraveghere și control. Iarăși, vom vorbi despre nivelul de reglementare. Ce au făcut Comisia Electorală Centrală în anul de 2019? Vorbim și de aspectele normative, dar și de practicile pe care CEC le-au aplicat în calitate de organ de supraveghere și control. În anul 2019, CEC a reglementat regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice și l-a ajustat la legea privind partidele politice. Deci, practic, l-a creat din nou, pentru că foarte multe modificări au fost noi aplicate. Salutăm acest aspect. Pe de altă parte, în concordanță cu Strategia Națională de Integritate și Anticorupție, CEC, iarăși, a făcut un lucru bun, care cu întârziere, dar l-a realizat, a creat o platformă online de recepționare, de stocare a rapoartelor partidelor politice, atât semestriale cât și anuale. În același timp, criticăm faptul că acele date care trebuiau să fie date cu caracter deschis, deci open data, sunt în continuare în format PDF. Respectiv, publicul larg nu are acces de a reutiliza acele date. Vorbim aici de societatea civilă, vorbim de centrele de investigație jurnalistice, deci, practic, de acei actori care sunt cointeresați în verificarea datelor din acele rapoarte. Mai mult, în anul 2019, de fapt, vom vorbi și despre anul 2020, pentru primul semestru al anului, Comisia Electorală Centrală a amnistiat în mod tacit eventualele încălcări ale partidelor politice din prima jumătate a anului. De ce? Pentru că în premieră nu a examinat calitativ rapoartele partidelor pentru primul semestru a anului 2019. Și de ce zicem că amnistiat? Pentru că eventualele încălcări, eventualele donații ilicite ale partidelor sau peste plafoane sau donatorii care au anumite probleme, da? Și sunt reflectați în acele rapoarte din semestrul întâi, au rămas în umbră. CEC nu a verificat acele informații și respectiv nu s-a autosesizat pentru a evidenția acele încălcări. De ce Promulex consideră în continuare că în premieră CEC a făcut acest lucru? La fel, cu privire la activitatea organului de supraveghere și control, odată ce au creat platforma Control Financiar, care este publică pe website-ul oficial CEC.md, nu a creat un regulament cu privire la instrucțiunile pe care partidele ar trebui să le urmeze. Respectiv, probabil din această cauză, în anul 2019 avem și, bine, nu doar, dar ar putea servi drept cauză că partidele nu au prezentat acele rapoarte pe platforma respectivă. De aceea, în slide-ul următor, avem graficul care ne arată că în anul 2019 avem cea mai mică rată de prezentare a rapoartelor în termen, până la data de 31 martie, de doar 43%. Da? Dacă este să comparăm, atunci vedem că rata respectivă este la nivelul ratei din anul 2014, care era 41%. În același timp, în anul 2014, organul de recepționare a acestor rapoarte era Ministerul Justiției. Deci, practic, de când Comisia Electorală Centrală este
acel organ care verifică partidele, nu a mai avut o astfel de rată de prezentare a rapoartelor. Înțelegem situația că este pandemia COVID-19. În același timp am constatat o lipsă a unei atitudini proactive și transparente a Comisiei Electorale Centrale în gestiunea subiectului atenționării partidelor, în privința prezentării rapoartelor, în privința recepționării și publicării acestor rapoarte financiare pe platforma control financiar și pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale. Menționăm că datele din acest raport pe care îl prezentăm astăzi au fost prelucrate până la data de 7 mai 2020. Deci ce s-a întâmplat după 7 mai deja nu se încadrează în acest raport. Amintim totodată că data limită de prezentare a rapoartelor era 31 martie 2020, a rapoartelor pentru anul 2019. Sursele de finanțare ale partidelor. Vom vorbi de 16 partide care au prezentat rapoarte cu venituri și cheltuieli. Alte 4 partide au prezentat aceste rapoarte cu 0 venituri și 0 cheltuieli. Astfel, totalul veniturilor pentru 2019 raportat la CEC a fost de 70 de milioane de lei, cu un sold inițial pe contul partidului la 1 ianuarie 2019 de 33.450.000 lei. Cuantumul cheltuielilor raportat a fost de 94 de milioane de lei, cu un sold final pe contul partidului la 31 decembrie 2019 de 9.360.000 de lei. În grafic avem dinamica surselor de finanțare ale partidelor politice. Anul acesta, de fapt, de această dată ne uităm pe anul 2019 și astfel vedem că sursele de finanțare pentru 2019 au fost cotizații 32% și vedem și evoluția acestora. Da? Dacă în 2016 cotizațiile atingeau 11%, s-au ridicat până în 2019 până la 32%. La fel avem donațiile persoanelor fizice în pondere de 18%. Acestea au scăzut în 2016 de la 49% până în 2019 până la 18%. Donațiile persoanelor juridice au crescut din 2016 de la 1% în acest an, în 2019 până la 11% și subvențiile de la stat, care le vedem că sunt în 2019 la nivelul celor din 2016. Am vorbit despre cotizații și donații. Constatarea Promolex este că vedem în acest an că partidele înregistrează mai multe cotizații decât donații din partea persoanelor fizice, iar acest fapt ne ridică semne de întrebare. Ne referim în special la modul de încasare a acestor două surse de venit. De ce? Pentru că potrivit legislației, donațiile trebuie să fie colectate prin utilizarea mașinilor de casă și control, iar cotizațiile deja mai simplu, doar prin eliberarea bonului de plată. Ori, din cauza acestor cerințe față de partidele politice, avem impresia că partidele hotărăsc mai degrabă să colecteze acei bani de la donatori sub formă de cotizații, pentru că este mai simplu de înregistrat și de le încasat decât acele donații, da? Din partea persoanelor fizice. Veniturile declarate la CEC, avem o imagine segregată pe fiecare partid și deja tradițional avem câteva partide care mizează ca și surse de finanțare doar pe subvențiile de la bugetul de stat și acestea sunt partidele Uniunea Salvați Basarabia, Partidul Popular Republican din Moldova, vedeți culorile albastru, da? Care este pentru subvenții de la bugetul de stat. La fel, Partidul Popular Creștin Democrat cu 100%, Partidul Liberal 99% strict din subvenții de la bugetul de stat. Avem alte câteva partide care mizează strict pe cotizații, Partidul Unității Naționale 100%, avem
alte partide care, și Partidul Republican din Moldova, care a raportat strict donații materiale. Bine, că aceste nici nu sunt incluse în balanța raportului, dar pentru a prezenta o imagine de ansamblu, le-am arătat în grafic. Avem partide care au surse diverse, diversificate, deci vorbim de Partidul Patria, care are atât subvenții de la bugetul de stat, cât și donații din partea persoanelor fizice, donații materiale, servicii. La fel avem partidele Shore, care au surse diversificate, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate, Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul nostru. La capitolul cheltuieli, în 2019, având două campanii electorale, acest lucru a fost reflectat și în cheltuielile declarate la CET, astfel cea mai mare pondere a cheltuielilor declarate a fost pentru campaniile electorale și avem culoarea MOV, deci în pondere de 41%, pe al doilea loc s-au plasat cheltuielile pentru presă și materiale, în pondere de 27% și pe al treilea loc cheltuielile pentru întreținerea și locațiunea sediilor, având sau înregistrând 16%. Cheltuielile de personal 7%, cheltuielile pentru telecomunicații 3%, cheltuielile pentru evenimente doar 2%, și deja investiții în bunuri mobile și imobile, 1%, cheltuieli pentru deplasări 1% și alte cheltuieli 2%. Cu acele date am terminat declararea oficială la CEC și să vedem ce au arătat constatările monitorilor Promolex în teritoriu. Monitorizarea civică. Astfel, în anul 2019 am constatat activități din partea 17 partide politice, în număr de aproape 3.000 de activități promoționale și evenimente. Menționăm că, deși formularele au fost depuse mai puține, care vorbeam noi despre monitoring ca la început, activitățile au fost mai multe incluse în aceste formulare. Au avut loc atât activități statutare, cât și evenimente politice, de tipul întruniri, conferințe, campanii sociale, evenimente culturale, proteste și manifestații publice, întruniri cu cetățenii, concerte, deplasări în țară și peste hotare, activități de caritate, activități de ușă-ușă. Monitorizarea a mai relevat că în 2019 aceste partide au avut înregistrate cel puțin 280 de organizații la nivel teritorial, 196 de sedi în gestiune, 292 de persoane implicate, 32 de mijloace de transport personal. Totodată, am văzut că partidele au implicat un număr de 2272 de voluntari, despre care partidele nu au raportat la CEC, deși au posibilitate în anexa raportului la servicii prestate gratuit. Și legislația îi obligă să facă acest lucru. N-am avut astfel de date. În 2019 am depistat și 4 fundații de caritate, asociate, de fapt 3 fundații de caritate și un SRL, asociate cu 4 partide politice. Vorbim despre Fundația lui Vlad Placotniuc Edelweiss, asociată PDM, Fundația de Binefacere din Suflet, asociată PSRM, Magazine Sociale, SRL, asociat cu Partidul Ușor, și Fundația Renato Usatăi, asociat Partidului Nostru. Cheltuielile estimate pentru aceste activități ale fundațiilor au fost de peste 2 milioane de lei, deci aproape 3 milioane de lei. Niciun partid nu a raportat astfel de cheltuieli în rapoartele prezentate la CEC, chiar dacă au cules dividende politice de pe urma acestor activități. Aici avem un tabel în care arătăm pasivele partidelor politice în anul 2019, date raportate la CEC versus observate de Promolex. Nu mă voi opri pentru fiecare partid în parte, voi citi doar datele totalizatoare. Astfel, dacă la CEC au fost raportate de către cele 16 partide politice 381 de organizații de partid, filiale, Promolex a observat 280 de filiale de partid. Dacă au fost raportate la CEC 212 sedii în locațiune, Promolex a observat 196 de sedii în locațiune. Dacă la CEC a fost raportat 141 de persoane încadrate, în cadrul partidelor, Promolex a observat 292 de
persoane încadrate. Voluntari nu au fost raportați niciunul, în baza monitorizării 2272 de voluntari și am văzut și 32 de unități de transport. Monitorizarea civică ne mai arată că, și de fapt vom vorbi despre acele interviuri cu organizațiile de partid, anume de la nivelul raional, ne arată că sunt anumite lacune în privința cunoașterii de către reprezentanții organizațiilor teritoriale a procedurilor interne de evidență și de gestiunea veniturilor și cheltuielilor în cadrul organizațiilor de partid. Totodată, prin întrebările adresate reprezentanților OT-urilor, organizațiilor teritoriale, am văzut că ei solicită un anumit nivel de descentralizare în raport cu organizațiile centrale de partid, astfel încât acestea să-și poată gestiona resursele pe cont propriu. Ori această solicitare a păruse și în anul 2016, atunci când am făcut o intervievare amplă a organizațiilor teritoriale de partid. În același timp, Promolex înțelege situația în care se află organizațiile politice din Republica Moldova și chiar dacă am încurajat un nivel anumit de descentralizare a organizațiilor de partid față de organizațiile centrale, dorim și ținerea unei evidențe și unui control riguros, care să protejeze aceste organizații teritoriale de finanțare ilicită, dar și să asigure o raportare corespunzătoare normelor legale. Ori acest lucru poate fi făcut de către organul de supraveghere și control, Comisia Electorală Centrală. Deși putem afirma că în 2019 sistemul de finanțare a partidelor este mai bine reglementat, după cum am spus și la început, și asigurat, comparativ cu ceilalți ani, constatăm totuși un nivel scăzut de cunoaștere și aplicare a prevederilor legale actuale din partea organizațiilor teritoriale. Mai constatăm un control insuficient din partea Comisiei, ceea ce am și menționat. Sperăm că aceste lucruri se vor schimba și în viitor nu vom avea doar progrese la capitolul legislativ, dar și la punerea în practică a celor norme legale. Am ajuns și la estimarea cheltuielilor. Începem de la activitățile operaționale ale partidelor, și anume cheltuielile ce țin de sediile partidelor, întreținerea acestora, cheltuielile ce țin de personal și cheltuielile pentru deplasări. La capitolul sedii, cel puțin 11 formațiuni politice au raportat mai puțin decât a estimat Promolex, atingând cumulativ un cuantum total nedeclarat de cel puțin 2.488.991 lei. Menționăm că aceste calcule au fost făcute strict pentru perioada interelectorală. Nu am luat în calcul perioadele campaniilor electorale. Avem ce avem. Este un cuantum destul de mare. Cei mai lideri la capitolul neraportării sunt partidele care nici nu au prezentat rapoarte la CEC. Partidul Liberal Democrat, Partidul Comuniștilor. Pentru acestea două fiind estimate aproape de 1.000.000 de lei. Cei care au raportat și au raportat mai puțin decât estimările noastre ar fi Partidul Liberal și Partidul nostru, Partidul Popular European din Moldova, Partidul Popular Republican din Moldova și alte partide, toate detaliile vor fi în raport. Partide mai mici, am vrut să zic. La capitolul personal, adică personal încadrat, conform datelor noastre, 13 partide politice nu au raportat în totalitate cheltuieli pentru această categorie. Cuantumul pe care l-am estimat s-a ridicat la cel puțin 6.516.181 lei. La capitolul deplasări, potrivit estimărilor noastre, 4 partide politice nu au raportat un cuantum de cel puțin 531.461 lei pentru deplasări în țară și peste hotare. Deja generic, tradițional, Partidul Socialiștilor și Partidul Șor nu raportează nici un leu la această categorie de cheltuieli și dorim ca Comisia Electorală Centrală să se autosesizeze și să verifice de ce acest lucru se întâmplă și
să sancționeze în conformitate cu legislația în vigoare partidele respective, dar să se uite și la celelalte partide a căror cheltuieli au fost sub nivelul estimărilor noastre, care sunt Partidul Liberal Democrat de Moldova. Mă rog, că aceștia n-au raportat până la data de 7 mai la CEC și n-am putut să comparăm datele. Partidul Politic Șor. Voi reitera încă o dată recomandarea Promolex, care a fost și în rapoartele anterioare. Solicităm separarea categoriei de cheltuieli pentru deplasări în două categorii distincte. De ce? Pentru că sunt o sumedenie de deplasări peste hotare și vrem să vedem câți bani sunt cheltuiți pentru acestea și sunt deplasări interne, pentru care se cheltuie mai puțin bani. Am vrea să vedem, iată, anume aceste aspecte în mod distinct. Am terminat cu activitățile operaționale și să vedem cum am stat cu raportarea cheltuielilor pentru activitățile promoționale. Promolex a constatat următoarele activități și vedem în grafic și numărul acestora, efectuate de partide în anul 2019. Astfel am văzut că cele mai multe activități au fost pentru deplasări interne și externe. Pentru întruniri politice, la fel, partidele le-au organizat în mod mai mare și s-au cheltuit și bani. Donații materiale și financiare ar fi a treia activitate ca mărime, ca număr, realizată de partidele politice. Publicitate, 213 cazuri. Activități statutare, 179 cazuri. Celebrări, comemorări cu ocazia sărbătorilor, 152 cazuri. Concerte, evenimente, 121 cazuri. Depuneri, oferire de flori, 109 cazuri. Iarăși, cu ocazia evenimentelor, campanii sociale, 101 cazuri. Transfer de imagine, 105 cazuri. Transfer de la persoanele publice, în funcții publice și care sunt și lideri sau au un rol important în anumite partide. Salubrizări, 96 cazuri. Participări la proteste, 80 de cazuri. Agitație politică, 79 de cazuri. Activități de ușă-ușă, 76 de cazuri. Conferințe de presă, 65 cazuri. Inaugurări de monumente, sedii ale partidelor. Câteva partide au deschis foarte multe sedii în anul 2019 și avem aici 49 cazuri, mese festive 30 cazuri, training-uri, instruiri 25 cazuri, competiții sportive 27 cazuri, marșuri automobilistice 12 cazuri, dezbateri 7 și alte activități. Cheltuieli pentru aceste evenimente menționate au fost în cuantum de 9.044.424 lei și ați văzut, am vorbit despre cheltuielile declarate la CEC. Doar 2% au fost cheltuieli pentru această linie de buget. Iată și demonstrăm viceversa. Datorită acestui număr impunător de activități organizate în 2019, avem și cheltuieli pe măsură. Potrivit estimărilor, 7 partide politice au omis raportarea cheltuielilor în cuantumul respectiv. Cele mai multe cheltuieli neraportate au fost din partea Partidului Șor, 4.810.152 lei, estimați de noi. Ei au raportat doar 484.866 lei. Pe locul 2 ar fi Partidul Socialiștilor, cu un cuantum estimat de 3.037.188 lei, ei raportând doar 420.665 lei. Și pe locul 3, Partidul Democrat din Moldova, un cuantum estimat pentru acesta de 2.488.161 lei, ei raportând doar 508.335 lei. Mai sunt și alții, dar cheltuieli raportate mai mici și estimate respectiv mai mici. Le vedeți în raport. Cheltuielile estimate pentru presă și materiale promoționale în anul 2019 ne arată că, în mare parte, partidele au raportat, dar s-au evidențiat două formațiuni politice, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Partidul Liberal, pentru care am estimat cheltuieli mai mari decât raportate de aceștia. Astfel, dacă PSRM a raportat 3.106.833, noi am raportat, am estimat pentru ei un cuantum de 6.449.917 lei. Aici vom menționa și am descris cu lux de amănunte cazul cu repartizarea anumitor scrisori
de sărbătorile de anul nou din partea președintelui Republicii Moldova cu insemnele Partidului Socialiștilor. Ne-am documentat foarte bine, am cerut și acces la informații din partea Poștei Moldovei, care a distribuit aceste materiale și am estimat un cuantum real pentru aceste cheltuieli. De aceea și probabil cuantumul este mare al estimărilor, pentru că am inclus această situație în calcul. Am întrebat Poșta Moldovei și cu privire la alte partide dacă au fost făcute anumite distribuiri. Ei au zis că doar Partidul Socialiștilor a făcut în anul 2019 acest lucru. Partidul Liberal, cum am zis, ei au raportat doar 330.915 lei, noi am estimat pentru aceștia 714.000 lei. Și cheltuieli total estimate. Aici avem următoarea situație. 16 partide politice au omis reflectarea completă a cheltuielilor efectuate pe parcursul anului 2019. Le vedem în tabel. Cuantumul total estimat, ca fiind raportat, s-a ridicat în acest an la 19.021.373 lei. Sigur, lideri la acest capitol sunt Partidul Socialiștilor cu 6.483.544 lei, Partidul Politic Șor cu 4.597.140 lei, Partidul Democrat din Moldova cu 1.979.836 lei și deja pe ceilalți îi vedeți mai jos. Concluzii. Promolex apreciază amendamentele la legislație, după cum am spus, ceea ce este un lucru bun, pe care l-am cerut deja mai mulți ani la rând. Salutăm și asigurarea drepturilor politice ale cetățenilor Republicii Moldova care muncesc peste hotare, prin oferirea posibilității acestora de efectuare a donațiilor pentru partidele politice și concurenți. În același timp, în pofida îmbunătățirilor, rămânem îngrijorați vis-a-vis de lacunele legislative nesoluționate încă, care se referă la lipsa de transparență prin nepublicarea informațiilor primare ale donatorilor partidelor politice și vulnerabilitățile pe care le implică ascunderea acestor date. O altă problemă, vulnerabilitatea, rămâne controlul și supravegherea defectuoasă a Comisiei Electorale Centrale a finanțării partidelor politice. În acest an suntem foarte îngrijorați pentru că am avut lacune mari, carențe de supraveghere și control și dorim ca în anul 2020 acest lucru să se modifice. Avem cea mai scăzută rată de prezentare la cei rapoartelor, după cum am spus, comparativ cu anii 2014, 2015, 2016. Am constatat lipsa unei acțiuni proactive din partea Comisiei Electorale Centrale în gestionarea subiectului atenționării partidelor politice. Dacă avem situație de criză, nu înseamnă că s-a terminat lumea. Se lucrează de la distanță. Ori noi nu am văzut acest lucru din partea Comisiei. Începând cu anul 2016 și până în anul 2019, monitorizarea civică a Promolex a demonstrat discrepanțe mari între situațiile financiare raportate la CEP și situațiile financiare estimate de asociație. Astfel, în 2016, cheltuielile estimate ca fiind raportate erau de 4.049.000 lei, în anul 2017 42.750.000 lei, în 2018 17.590.000 lei și în acest an 19 milioane de lei. Și vă rog să vedeți acest tabel, acest grafic de fapt, care ne indică cheltuielile raportate la CEC versus cele estimate de Promolex. Ori vedem că cea mai mare rată de, sau cea mai mare pondere a cheltuielilor estimate versus neraportate a fost în anul 2016, da? Atunci când estimaserăm un cuantum de 42 milioane de lei, 48%. Anul 2019 ar fi pe locul 2, cu o pondere de 20% a cheltuielilor estimate din cele raportate. Anul 2018, pe locul 3, cu 19%, și anul 2016, deci primul an când am început să monitorizăm, o pondere de 5%.
Acestea sunt datele care am vrut să vi le prezint. Mulțumesc pentru timp și îi ofer cuvântul domnului bucătarul, care va vorbi despre recomandările elaborate sau formulate în acest raport. Da, mulțumesc mult, Cornelia. Pe final, în mod firesc, după acele constatări, concluzii care au fost prezentate, urmează și niște recomandări, ori amintesc ceea ce spuneam de la început, scopul rapoartelor noastre este de a îmbunătăți situația. Și în acest sens, noi fiecare raport are recomandări. În cazul raportului actual, fiind vorba de 24 de recomandări, în ceea ce urmează, o să prezint o parte dintre acestea. Primele, vizând nemijlocit Parlamentul, o să repet, au fost făcute multe modificări foarte bune pe domeniu, dar, în același timp, n-au fost atinse niște probleme care noi le considerăm foarte și foarte importante, despre care și vom vorbi în continuare. O primă recomandare care o puteți vizualiza și dumneavoastră se referă la modificările din legea privind partidele politice, articolul 26 alineatul 3, aduc aminte, în cadrul acestui alineat se vorbește despre, să spunem așa, o plafonare de 0,1% privind veniturile provenite din cotizații și donații, ori noi propunem ca acestea să fie suplinite și cu sintagma și subvenții de la stat, la fel să fie incluse în categoria dată. Următoarea recomandări este un bloc din trei recomandări, se referă la rolul fundațiilor în activitatea sau partidelor politice, respectiv în reflectarea acestei activități financiare. Este foarte important și acesta este un moment care noi vrem să atenționăm că nu a fost, să spunem așa, atins, reglementat, prin modificările ce au fost făcute de Parlament în august 2019. Ori, încă o dată s-a văzut prin raportul curent că rolul fundațiilor este un foarte important, anumitor fundații, asociate cu anumite formațiuni politice, este foarte important în promovarea politică. La ce ne referim noi? Cel puțin trei propuneri avem, care s-a referit în primul rând la modificarea codului electoral și includerea la articolul 41 alineatul 3 a noțiunii de fundații printre entitățile care nu au dreptul să doneze partidelor politice, expres fie prevăzut lucrul ăsta. Al doilea moment ține nemijlocit de modificarea legii privind fundațiile și aici e vorba, cunoaștem două cel puțin fenomene și ce puțin putem să modificăm, este că fundațiile, parte din fundații, conțin numele politicianului, iar în alte cazuri, în Consiliul respectivii fundații intră politicienii. Care cauză noi considerăm că ar fi binevenit de a modifica legea cu privire la fundații, de a introduce noțiunea persoane exponente ale unui interes politic în sensul definiției date de hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 16.04.2010 și cu prezentarea listei expresie a categoriilor de persoane care nu pot, pe de o parte, a căror nume să nu fie utilizat în denumirea fundației și care nu pot fi membri ai Consiliilor Fundațiilor respective. De asemenea, în contextul cele expuse mai sus, ar fi necesar și reglementarea sancțiunilor pentru nerespectarea acestor măsuri prohibitive ce ține de implicarea fundațiilor în promovarea politică. O altă recomandare pe care noi am observat-o pentru anul 2019 vizează activitatea blocurilor. Iarăși monitorii, observatorii noștri au observat activități sub egida blocului în afara perioadei campaniei, în afara campaniei electorale și în acest sens apar întrebări privind raportarea financiară a acestora. Din care cauză considerăm că cadrul legal trebuie să reglementeze explicit și acest aspect. O recomandare care la noi se repetă de multe ori deja în rapoartele noastre, dar noi insistăm în continuare, este cu reglementarea deplasărilor în străinătate, prin exceptarea acestora de interdicție finanțării sau prestări servicii cu titlul gratuit din partea organizației internaționale. Ce avem în vedere? Sunt cunoscute situațiile când reprezentanții partidelor noastre sunt invitați la diferite forumuri internaționale, și achitarea se face de către partea care invită, ori aceasta este organizație internațională, ori aceasta intră sub incidența acelei interdicții și considerăm că acest moment iarăși trebuie să fie reflectat ca partidele să reflecte în mod ordonat lucrul ăsta și să nu fie o problemă. Ce ține de recomandări adresate Comisiei Electorale Centrale, venim cu, să spunem așa, cu o recomandare nouă, care nu au până acum, și anume completarea punctului 70 din regulamentul CERC cu prevederi ce ar impune limite temporale pentru verificarea și analiza rapoartelor. Ce avem în vedere? O situație
pe care noi am considerat-o destul de neplăcută, să spunem așa, cu Dimitri Grigore, în sensul că pentru anul 2019 noi nu am văzut un raport în care ar fi făcută analiza conținutului calitativă a rapoartelor pentru semestrul 1. Cei ce vorbea colegă de un fel de amnistiere, la asta și ne referim, din care cauză considerăm că să fie prevăzut expres un termen pentru acest fapt. Vorbeam noi de cele 3 luni în care organul de control, organul competent, să facă analiza respectivă și să vină în cadrul ședinții cu hotărârea respectivă. O altă recomandare ține de completare regulamentului CEC privind finanțarea partidelor publice sau eliberarea unui nou regulament prin care se prevadă instrucțiuni punctuale, clare, privire la modulul control financiar. Am spus-o, repetăm, reiterăm ideea că pentru prima dată când noi am sesizat, am observat că mai puține partide au raportat acel. Probabil acesta este și un rezultat al implementării acestui modul, ori pentru noi, să spunem, este mai puțin prietenos până când la etapa dată, pentru în calitatea noastră de observatori. Ori s-a, de ani buni de când se dorește implementarea acestui modul, s-a accentuat că el trebuie să fie orientat și spre părțile interesate, el trebuie să fie orientat și spre noi, toate organizațiile societății civile care observă procesul respectiv, din care cauză considerăm că dacă ar fi un document, un act normativ în acest sens, ar ajuta cu mult și ar clarifica probabil situația. Mai departe s-a menționat despre rolul organizațiilor teritoriale și în acest sens venim cu recomandarea care a ieșit din interviurile care le-am avut noi în teritoriu și sper să fie o recomandare utilă și pentru organizațiile centrale, în primul rând a partidelor care să străduie în sensul ăsta, dar și pentru autoritățile publice competente, să organizeze instruiri tematice cu persoane din conducerea organizațiilor teritoriale. Ori nu uităm că, în principiu, cotizațiile, donațiile se adună, se colectează, sunt înregistrate în teritoriu și din care cauză contează foarte mult pregătirea persoanelor respective. Un moment care, iarăși de noutate, care reiese de altfel din acele modificări ale legislației ce au fost înfăptuite, dorim să atenționăm partidele politice în privința obligației de a raporta date la rubrica cheltuieli pentru programe de tineri și femei din contul bugetului de stat, care au fost alocat și în acest sens înțelegem pe o noutate, din care cauză și dorim să atenționăm acest fapt. Un moment de care de fiecare dată, mai bine spus, atenționăm și cu regret continuăm, fiindcă este o problemă în continuare, ține de publicarea de datelor, cel puțin privind locul de muncă a donatorilor, care s-a discutat, discutăm mult, dar este o problemă care a rămas îndeosebi după acele modificări din august, când, de exemplu, a fost acea categorie de funcționari publici sau persoane de demnitate publică care le s-a impus alt fel de plafon, pentru noi ca observatori este imposibil să vedem și să verificăm, să monitorizăm, hai să spunem așa, acest aspect, ori noi nu avem acces la locul de muncă respectiv. O altă recomandare ține de reglementarea mecanismului de control a finanțelor în vederea eficientizării. De fiecare dată spunem, trebuie să, inclusiv Comisia Electorală Centrală, sau bine, în primul rând, în virtutea actualilor prevederi legale, să raporteze, să analizeze nu doar cantitativ, ci și calitativ prezentarea acele discrepanțe care au fost menționate în cifrele noastre. Și, iarăși, ținem mijlocit deja de raportul financiar, sunt acele care s-au vorbit, Cornelia a menționat deja, acele probleme tehnice, să le spunem, dar cu efect cu mult mai mult decât tehnic, ce ține de raportul financiar, că el să conțină rubrici separate pentru deplasări în țară și peste hotare, separarea categoriei de cheltuieli, întreținerea sau locațiunea sediului în 2 linii de buget distincte și includerea unei noi categorii de cheltuieli, cheltuieli pentru consultanță publică, politică, ce spune. Într-un final, către partidele politice, adresarea noastră, recomandările noastre să respecte regulamentul CEC și prin instituționalizarea structurilor de management financiar și prin diseminarea unor persoane responsabile de registrele donații și cotizații în fiecare organizație teritorială. Ori repet, și una din rezultatele interviurilor și a metodei care au utilizat noi, am văzut că în teritoriu de multe ori sunt probleme la acest capitol și trebuie de a fi soluționat. Și recomandarea generală adresată partidului este de fiecare dată asigurarea acelei transparențe și corectitudine în prezentarea datelor. Într-un final, a spus, problema în sine a fost menționată și ne adresăm în cazul dat ca ultima recomandare din lista dată către Serviciul Fiscal de Stat,
să verifice partidele politice în calitate de colector de fonduri, atât pe dimensiunea care s-a menționat de donații, dar și recomandarea noastră în privința cotizațiilor de utilizare a mașinilor de casă și control. Acestea, în esență, au fost acele recomandări care am dorit, acele concluzii și constatări care am dorit să le prezentăm dumneavoastră. Vă mulțumim mult pentru atenție și vă îndemnăm să intrați pe pagina noastră promulex.md, să lecturați raportul, precum și menționam la bun început, este vorba de platforma financiarmonitor.md și ingineremonitor.md. Intrați, consultați, este o platformă a Asociației Promulex în care noi dorim să popularizăm activitățile noastre, dar în primul rând să implicăm cetățenii noștri în raportarea tuturor problemelor de care noi ne ocupăm în cazul dat, inclusiv pe dimensiunea financiară. Vă mulțumim mult! Mulțumim mult!